Împreună cu colegii mei, Denis Acate și Dan, vom interpreta un fragment din scrisoarea treia de Mihai Eminescu. O sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu aturmelor pășune aie patrie și-o schimbă. La pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Visul său se înfiripează și se întinde culturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește. Iar flamura cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmând izborul sultan după sultan. Astfel țară după țară drum de glorie deschid, până în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid. La un semn țâl teatrule când vase de vase se leagă și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Ienicei copii de suflet al lui Ala și Spahi vin de întunecă pământul la rovine în câmpii. Iată vine un sol de pace cu o frame în vârf de băț. Baiazin, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi? Bună pace! Și din ochi bănar, domnul nostru avea să vază pe măritul împărat. La un semn deschise calea și se apropie de cort, un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți zic, bine ai bine. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți? Ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum alta cale, să ne dai și nouă un semn de mila pumăriei tale. De-o fi una, de-o fi alta. Ce e scris și pentru noi, bucuroși le-o duce toate, de pace, de război. Cum că lumea mi-a deschis a privit gândești că pot, ca întreg aliotmanul să se învețe de un ciot? O, tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-a pus, toată floarea cea vestită a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărat și rești se adună, să se dea piept cu uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat cu zale lucii, cavalerii de la Malta, papa cu alui trecorane puse una peste alta, fulgerile adunată contra fulgerului tare, înturbarea furtunoasă a cuprins pământ și mare, n-au avut decât cu ochiul, cu mâna semna face, și apusul sunt prinse toate neamurile întoarce. La Nicopole ăsta câte tabere s-au strâns, ca să stea înainte ca și zidurile învins. Când văzuia lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dâșii să trec falnic, fără păs, din pristol de la Roma să dau calviobăs. Și de când am vijelie, tu te aperi cu un toiac și purta de biruință, să mă împiedec de un moșneac? De un moșneac, dar împărate, căci moșneacul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării României. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști nici ca Dunărea se nece, spune gând la tale ori. Împărați pe care lumea n-au putut să mai încapă, au venit și în țara noastră, le-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Tu te lauzi că apusul înainte ți-a pus? Ce-i mâna pe în luptă? Ce a voit acela pus? Laurii, vreau o să-i murgă de pe fruntea ta de fier, a credinței virânță căta orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea, tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mie prietenul manii, le arăție, dușman este. Dușmanii vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid, care nu se înfiorează, data faimă, Baiazid. Și avea plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium, codurul, clopotit de zgomot și de arme și de bucium. Iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplu câmpul și răiesc după un semn, și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn, pe copii de iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie, lungi în soare, arcuri se întind în vânt, și canăuri de aramă, și calopotul de grindeni, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vâjind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigăt de ătaie. În zadar striga împăratul, ca și leul în turbare, umbra morții se întinde, tot mai mare și mai mare. În zadar, flamura verde o ridică spre oaste, căci cuprinse de pieire și în față și în coaste, căci se clatină rărite și râri lungi de bătălie, cad asabii ca și pulcuri risipite pe câmpie. În zadar, cădeau pedeștrii, colo care se răstoarnă, când săgețile în valuri care șuieră se toarnă, și lovind în față în spate ca și cribățul și gerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă, vijelia îngrozitoare, care vine, calcă totul în picioare. Turduind, țoseau călării, ca un zid înalt de suliți, printre cetele băgâne trec rupându-și large uliți.
Risipite se împrăștie a dușmanilor și raguri, și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri, ca potop ce crăpădește, ca o mare turburată. Peste un ceas spăgânătatea e ca pleavă vânturată, acea grindină oțelită peste Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde, falnic, armia română. De așa vrem se învrăniciră cronicari și răpsozii, veacul nostru ne-l umplu lăsat din vaci și erozii. În izvadele bătrâne pe râme a pus să cau, au cu lira visătoare, ori cu sunete de flau, pus în tâmpin patrioții ce-au venit de atunci încolo, înainte acestora tu ascunde-te, Apollo. O, eroi, care în trecutul de măriva adumbriseți, ați ajuns acum de modă de băscodile topiseți, și cu voi drapându-și nula, vă citează toți nerozii, mestecând veacul de aur în oroiul greu al prozii. Rămâneți în umbră sfântă, va sărav și voi mușați, descălecători de țară, dătători de leși și datini, ce cu pluguri și cu spada ați întins moșia voastră, de la munte până la mare și la Dunăre albastră. Mulțumim! Bravo! Avem acest context și până se armonizează toți cu evenimentul de astăzi, deși nu am întâietate în prezentare, voi încerca să fac o descriere și a cadrului istoric general al localității Scânteia, care va fi completat de domnul profesor Mitică Lipșa, în ceea ce privește istoricul localității și atestarea documentară a 600 de ani a localității noastre. În orizontul acesteia, noi trebuie să ne ancorăm obiectiv în realitatea ei, în realitatea istorică, și să înțelegem că localitățile, satele și comunitatea oamenilor a dăinuit peste aceste plaiuri ale noastre scânteiene, în măsura în care ele au fost parte componentă a devenirii și a etnogenezei daco-romane în teritoriul patriei noastre, în imediat după retragerea aureliană, care are în vedere retragerea romanilor de pe teritoriul patriei noastre, deși zona noastră nu fusese ocupată de romani, totuși influențele au rămas. Mergând mai departe pe firul istoric, știm despre venirea vizigoților, a ostrogoților, a goților în general, știm de episodul despre Sfântul Sava Gotul, martirizat la anul 372, mergând mai departe pe firul istoric al plaiurilor noastre, Sava Gotul fiind martirizat mai la sud un pic, tot în zona Moldovei, Buzău. Și încercată fiind populația de popoarele acestea migratoare, năvălitoare, cum ar fi slavi, avari, huni mai târziu și în cele din urmă slavii care s-au așezat și au stat mai mult aici și și-au pus amprenta asupra noastră și mai târziu prin Imperiul Țarist Rus și mai departe prin structurile statale mai moderne, ca să spunem așa. De aceea avem în vedere, având în vedere acest tablou istoric general, trebuie să afirmăm că prezența sau permanența creștinătății în spațiul nostru a fost atestată prin tradiția care era de a construi biserici începând cu secolele 4, 5 și 6, așa cum vedem în Dobrogea, în Sciția Minor de altă dată, de a construi biserici din lemn, pentru că aceasta era potența sau potențialul locuitorilor, mai ales din zona noastră, și dacă ne gândim la arealul geografic care are în vedere resursele pe care și astăzi le vedem. Rare ori sau arar se găseau biserici construite din piatră, avem atestată biserica din Densuș, mai târziu secolele 14-15 și la noi încep aceste biserici din piatră.
Și dacă ne aflăm la capitolul acesta, pentru că mi-am propus să prezint mai târziu, prezint acum faptul că Biserica Schitului din Poiană datează dinspre sfârșitul secolului al XIV-lea, unde, sigur, niște călugări greci puși acolo au slujit și au făcut slujba aceasta. Deci din secolul al XIV-lea, care este datat în a doua parte, 1350-1400. După aceea, avem de-a face cu această datare și atestare documentară, prin documentul din timpul împăratului Alexandru cel Bun, care arată că satul lui Moișe Filosoful și cu celelalte sate de lângă această localitate au generat configurația actuală a localității și a localității sau a satelor comunei Scânteia. De aceea, biserica aceasta a Schitului din Poiană este și valoroasă și va trebui, într-o perspectivă determinată și de hotărârile pe care, că înțeleg, ea face parte și vă rog să-mi confirmați, din arealul comunei Scânteia. Acum e Grajdoi. Și Poiana cu cetate la fel. Dar totuși ea în parte... Până în 68, nu? E, și atunci înseamnă că le revine lor această provocare. Și la fel și Poiana cu cetate, o altă biserică făcută de boierul Ioniță Gușbă în anul 1609. Dar întorcându-ne la bisericile din arealul comunei Scânteia, a satelor componente și a celor care au făcut parte altădată, cum ar fi Pârlita, Tufeștii de Jos, din comuna Budești până în anul 1925, Sasova, iarăși care a făcut parte și din Budești și din Scânteia până în 68, când a trecut la Vaslui. O să prezint în ordine cronologică inversă aceste biserici, începând din prezent și coborând pe firul istoriei în jos. Și prima biserică, o amintim, este Lunca Rateș, care a fost construită de comunitatea parohială de acolo, filie la vremea aceea, după aceea devenită parohie, începută în data de în anul 2002 și terminată în 2004-2005, sfințită de preasfințitul Calvin Botoșăneanu în 15 octombrie 2005. Rediul Scânteii are biserica inițială din 1992, începută pe 6 august, inaugurată cu piatra de temelie și terminată și târnosită sau sfințită în anul 1994, pe când păstărea Părintele Vasile. Mai târziu, în 2005, după cum știm, această biserică a fost incendiată și refăcută și în anul 2009, dacă nu mă înșel, ea, biserica, a fost resfințită de către înalt preasfințitul Teofan. În 2013, mă iertați, pe 18 august. La Ciocârlești avem, în ordine cronologică inversă, biserica care a fost dăinuită între anii 1986-1989. A fost sfințită în anul 1991. Mai departe, mergând, situația specială a parohiei Sasova, fostă componentă a comunei Scânteia, care a fost construită, bisericuța și cu cimitirul aferent, în anii 70 ai secolului al XX-lea. Satul Tufești, care la anul 1873, conform Pisaniei, la 20 mai s-a făcut această biserică cu hramul mai marilor voievozi Mihail și Gavril spre pomenirea robilor lui Dumnezeu Ștefan Radu, Sofica, preotul David și prezbitera Safta. Așadar, la 20 mai 1873 avem construită și sfințită această biserică. Pentru că n-aș vrea să prelungesc acest cuvânt și fac pur și simplu o trecere revistă, având în vedere spațiul și timpul alocat, trecem mai departe la satul Bodești,
care este atestat ca fiind satul Ioană Sinescu la anul 1436, deci un pic mai târziu atestat documentar nu înseamnă că el nu exista atunci. Iar biserica, conform Pisaniei, a fost construită și sfințită în anul 1837, fiind ctitoria familiei boierilor Grigore și Ecaterina Tufescu. Boroseștiu, biserica veche a satului cu hramul Sfântul Grigore Teologul și Sfânta Ecaterina, care a fost construită mai devreme de 1812, nu știm exact, din lemn, din bârne și cu lut și cu scânduri, dar în 1812 ea a ars și a fost refăcută pe temelia existentă din piatră cioplită, refăcută în anul 1824 și din ce am mai consultat eu, cumva dreasă cumva în anul 1868. Mergem mai departe la Biserica din Scânteia, o biserică care se află în zona controverselor istorice, în ceea ce privește atestarea ei documentară, întrucât datele documentare lipsesc într-o măsură extrem de mare și ne legăm cel mai mult de cel mai palpabil document istoric pe care îl avem. Este vorba de tabloul votiv care este așezat actualmente în partea de apus de vest a bisericii, tabloul votiv care spune următoarele și apoi voi dezvolta un pic. Acest sfânt locaș cu hramul sfinților mai mari voievozi Mihail și Gabriel, din temelie ridicat întâiul de fericit într-o pomenire de Ștefan voievod cel mare și apoi de Duca voievod înfrumusețat. Iar acum în zilele de preanălțatului domn Mihail Grigoriu Struza voievod, din nou s-au întocmit și s-au împodobit din porunca preafericitului patriarh al Ierusalimului Chirie Chirio Chirii, fiind stăruitor și îngrijitor prea cuvioșia sa, arhimanditul Paisie, exarhul Logofăt și cavaler, Alexandru Ghica, efor și comisul panainte pap Zoglu, epitrop asupra averilor Sfântului Mormânt din Ierusalim, în Moldavie, la anul 1846, noiembrie 13. Mergând pe firul ctitorilor s-au emis mai multe serii de ipoteze. În tot cazul, cea mai plauzibilă și din punctul meu de vedere este că la bază se află într-adevăr temelia voievodului Ștefan cel Mare, pe care fie s-a durat această biserică în decursul mai multor ani, începând cu anul 1475, an în care s-a petrecut lupta de la data de 10 ianuarie 1475 de la podul înalt de la Vaslui. Și sunt documente care atestă că biserica din Vaslui, construită în 1490, nu este dedicată evenimentului sau ostașilor căzuți din această luptă grozavă de la 1475, ci biserica din Scânteia este aceasta. Este document care spune că biserica aceea din Vaslui, domnească, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, este pentru faptul pe care el l-a comandat de a fi decapitat o serie de boieri, așa cum cunoaștem mai mult sau mai puțin din istorie. Și biserica din Scânteia, așadar, este așezată ca și an de ctitorie în anul 1475, dar începută această lucrare pe parcursul anilor 1478, an în care Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a avut multe provocări legate și de țara românească și de ceilalți vecini și care aduc în prim plan această perspectivă a unei construcții etapizate în timp. Adică chiar care a continuat și după anul 1486-1490. Și într-adevăr, majoritatea bisericilor construite de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare sunt făcute după anul 1486. Așadar, 1475 presupunem că ar fi anul, el rămâne în sfera ipotezelor. Istoricii pun pe seama Sfântului Voievod și prin prisma tradiției locale
și așează această biserică, istorici de anvergură, mă refer, Teodor Burada, chiar Nicolae Iorga, Mircea Păcuraru, care este, a fost academician la Sibiu. Așadar, Biserica din Scânteia este și rămâne pentru comunitatea noastră, pentru Comuna Scânteia, un reper principal și cu greutatea cea mai mare în ceea ce privește măsura timpului pe care a acumulat-o în decursul istoriei și prin prisma faptului că ea este dreasă sau este înfrumusețată sau este reîntocmită și de alți domnitori. Și mă leg aici de tabloul ctitorilor din tabloul votiv, care sunt Gheorghe Duca Voievod, este Bogdan Voievod. Bogdan Voievod se află într-o sferă de controversă, pentru că el ori a terminat biserica, ori a contribuit sau a dat, să zicem, poruncă să fie săvârșită această lucrare. Mergem în secolul al XVII-lea cu Gheorghe Duca Voievod, care în cea de-a doua domnie, și mai precis, cred, în anul 1670, înfrumusețează această biserică și la cererea soacrei sale, Dafina Doamna, care, al cărei soț murise și fusese domn, Eustație Dabija. Și Dafina Doamna, deși Gheorghe Duca Voievod a ctitorit și mănăstirea Cetățuia, a făcut și alte lucrări în plan edilitar eclesiastic, ea roagă pe Gheorghe Duca Voievod să aibă grijă și de această biserică în 1670. De aici mai departe, Mihail Grigoriu Sturza Voievod încununează și cred că aceasta este și forma care s-a păstrat de atunci, din anul 1846, a bisericii domnești din Scânteia. Și când spun biserică domnească, mă refer la faptul că această cutumă, această paradigmă a înfrumusețării, a reparării, a întocmirii din nou sau mai puțin a bisericii acesteia a fost de apanajul domnitorilor pe care ei și l-au însușit. De aceea am insistat pe domnitorii Bogdan Voievod al III-lea, pe Gheorghe Duca Voievod și pe Mihail Grigoriu Sturza Voievod, care în 1846, la 13 noiembrie, s-a săvârșit sfințirea acestui sfânt locaș, care fusese, atenție, închinat încă din secolul al XVIII-lea, în jurul anilor 1700, sfântului mormânt din Ierusalim. Iată așadar că până în 1846, biserica cumva era servită. Știți cum era obiceiul închinării mănăstirilor, a bisericilor, locurilor din altor biserici sau mănăstiri din Muntele Athos, din Ierusalim sau alte locuri. Adică parte din eventual din ce se producea aici era ca o cotă, ca o taxă care se plătea, ca o dare. De aceea, din 1700 până în 1864, biserica a servită Sfântului Mormânt este cumva și primește și beneficii pe această linie, dar este și dezavantajată. Aceasta este istoria pe scurt a bisericii din Scânteia. Nu mai intru în alte detalii, aș putea să am aici și trebuie să menționez și lucrul acesta. Ceea ce am prezentat eu aici este de apanajul nu a unei singure teze de doctorat, ci a mai multor teze de doctorat în care să fie împlinită această căutare de surse și de resurse istorice care să aducă la lumină mai multe aspecte. Cert este că Biserica din Scânteia, în concluzia majorității istoricilor, este o biserică ctitorită de Ștefan cel Mare, cel puțin la modul indirect, adică nu el a venit aici personal, dar a spus să se facă această biserică, să fie această biserică, întrucât cunoaștem pe firul istoric că Scânteia era o localitate și drumul principal dintre Vaslui și Iași nu era pe partea cealaltă, era
pe aici trecea prin Scânteia, Scânteia fiind și poștul în decursul vremii și a îndeplinit și alte funcții. Aici erau și hanuri unde se cazau călătorii străini care vorbesc de asemenea în multe rânduri și de multe ori despre Scânteia și despre biserica și bisericile din Scânteia. În altă ordine de idei, în alt punct pe care vreau să-l prezint și mă străduiesc să termin cât mai repede, avem în Scânteia, ca și prezență a permanenței creștine, care a fost o devenire a Scânteii Reformei făcută de Martin Luther în 1517, așadar în secolul al XVI-lea, din care au generat mai multe facțiuni religioase creștine. El nu și-a dorit lucrul acesta, dar au venit pe rând baptiștii, anabaptiștii, mai departe, până în zilele noastre, când și cultul creștin după Evanghelie își face simțită prezența în anii 30 ai secolului 20, deci în perioada interbelică. Și aici familia Rotaru actualmente, care împreună cu ceilalți prezbiteri dețin casa de rugăciune de pe Cârpă, așa după cum știm. Așadar, din anii 30 ai secolului 20 avem și creștini după Evanghelie ca prezență creștină, pentru că, trebuie să spun, ei sunt într-o altă perspectivă de învățătură de credință, dar țin tot de Hristos, de Christianus, de creștin. De aceea sublinez acest lucru. Avem, conform unor surse pe care și domnul Ion Muscalu le-a folosit în monografia sa, prezența baptistă în localitatea noastră din anul 1974 cu zidirea casei de rugăciune de la Ciocârlești între anii 1990-1994, dacă nu mă înșel, nu? 92-94. Dar totuși eu am găsit în chestionarul de inspecție din anul 1948, când preot era din 47, era părintele din 47, părintele Zolotovici, Gheorghe Zolotovici, unde zice acolo la secțiunea dacă sunt prezente culte evanghelice, el spune acolo că sunt prezente două culte evanghelice cu 70 de adepți în total. Era o aproximare, vă dați seama că nu i-a numărat strict, dar era o aproximare destul de bună. Așadar, după acest chestionar care l-am extras din arhivele de la Vaslui, rezultă că cultul baptist sau adepții cultului baptist îs prezenți chiar din perioada războiului al doilea mondial sau chiar dinainte de această perioadă. Am subliniat și acest lucru. Mai avem și cultul adventist, care trebuie să subliniez și acest lucru, este promovat prin familia Păduraru, mai ales de pe Scânteia Nouă, și el a prins așa contur prin, din ce am înțeles eu, din declarația făcută chiar de unul dintre frații Păduraru de pe Scânteia Nouă, că doamna Maria Păduraru, mama lor, a avut dialog cu un anume adventist, nu știu despre cine e vorba, și în felul acesta, din sân ei fiind creștini după Evanghelie la acea vreme, familia Păduraru de pe Scânteia Nouă. Și mai departe și-au însușit această credință adventistă cu specificul ei de zi de odihnă de sâmbătă, deși aici nu intru, știți, noi suntem și vorbim aici și neutral și obiectiv, ca o prezentare a derulării istorice. Și începând cu anii 90, își face apariția la casa, așa, la Pirtea, și mai apoi își construiesc această casă de rugăciune. Aceasta în ceea ce privește cultele creștine. Aș vrea să mai amintesc aici și despre două biserici care se află în pământ. În anul 2015 sau 2016, nu pot să, trebuie să mă consult cu Părintele Vasile, au venit din nou la Nuci, la așezarea aceasta arheologică cucuteniană, au venit și din Germania o serie de arheologi.
și au făcut sărbători și Părintele Vasile i-a invitat, conform mărturiilor din satul Sasova, conform mărturiilor de acolo al unor oameni, că sunt niște pietre și cândva a fost o biserică, cu o tehnologie modernă au reperat și au găsit, avem și imaginea, temelia unei biserici mai vechi în satul Sasova, cumva situată la vest de localitatea actuală, care probabil deservea și așezarea satului Dămărcușeni, care premerge localității Regius Cânteii. Mai departe, mergând, și aceasta ar fi ultima parte, ca să îmi anunț așa ieșirea, să nu mă plictisesc prea mult, eu am cules acum câteva date. Nu vreau să vă năduș. Știu că avem treabă și o să facem și treaba asta. Dar trebuie să insist pe ultima parte și apoi o să vină doamna director să expună aspectele despre învățământul și educația și cultura din localitatea Scânteia. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, care zice domnul Ion Muscalu ca și o ipoteză formată prin prisma cercetărilor sale, că a fost construită în anul 1637, anterior venirii Sfintelor Moaște a Cuvioasei Parascheva, care într-adevăr au trecut pe aici. Acum, sigur, eu nu pot să îmi asum sau să spun cu certitudine că așa a și fost. Dar cert este că această biserică există și din punctul personal de vedere al meu, cred că este o biserică mai nouă decât cea existentă, dar de asemenea este o biserică domnească, cu hramul Cuvioasei Parascheva. Fie că a fost construită cu 2 ani mai devreme de a fi adusă Cuvioasa Parascheva de la Constantinopol la Iași, și s-a oprit aici, pregătită fiind această biserică, fie că a trecut cu viața Parascheva prin biserica de la Deal și apoi a dăinuit această biserică. Nu putem spune cu certitudine niciun lucru că așa ar fi fost. Dar această biserică, descoperită și adusă la lumină prin lucrările și săpăturile arheologice făcute de Nicolae Pușcașu și de Voica Maria Pușcașu în anii 85-86, ne arată că are o lungime de 18 metri, o lățime de 11 metri, fără abside, o grosime a zidului de 1,4 metri și 2,2 metri adâncime. Sunt mai multe descrieri aici. Atât vreau să subliniez faptul că ea arată și atestă o prezență efervescentă a creștinătății de pe plaiurile noastre și ne arată că prezența domnească în zona localității noastre a fost destul de semnificativă. Dacă vreți să mă exprim așa, cred că localitatea Scânteia în ultima 100 de ani nu a beneficiat de asemenea vizite cum a beneficiat în secolele trecute. Și doamna Voica Maria Pușcașu vine cu următoarea sugestie și recomandă organelor administrative locale, zice, să supraînalțe fundația bisericii cu hramul Cuvioasei Parascheva de Scânteia, un zid de 1,2 metri, după o consultare prealabilă a unor specialiști competenți. Aceasta este sugestia ei. Eu vă mărturisesc că personal, de când am revenit pe lucrurile acestea, pe plaiurile acestea, începând din anul 2013, deci de acum 10 ani, mi-am exprimat dorința de a fi pus în valoare locul, nu așa cum spune, dar de a fi pus în valoare locul. Și în ultimă instanță, în consultare cu doamna Viorica Budescu și în consultare și cu alți specialiști, cu alți oameni, am zis că ar fi grozav. Și nu zicem, poate nu reușim acum, dar ar fi grozav să punem în valoare acest loc cu o troiță a Cuvioasei Parascheva, pentru că ea poartă hramul Cuvioasei Parascheva, o troiță în care se vină prin mozaic Cuvioasa Parascheva, cu un loc unde să se vadă această temelie, acest zid eventual supraînălțat și pus în valoare prin amenajarea locului, fie că se face un gărduț cu o placă comemorativă și cu celelalte aspecte care țin de amenajarea acestui loc. De aceea eu vin în fața domniilor voastre cu această doleanță nu personală, ci care este însușită la nivel colectiv de mai mulți oameni, dintre care și eu,
să realizăm împreună acest lucru. Este de apanajul domnilor voastre să hotărâți, să sugerați, să propuneți și să realizați. Eu cu parohia am vorbit la modul acesta că dacă autoritatea locală ar reuși amenajarea locului, eu voi suporta ca și parohie cu oamenii costul icoanei mozaic care se duce în 2-3 mii de euro. Numai icoană, ca să știți. Deci cam cât ar costa amenajarea, atât ajunge această icoană. Și îmi asum acest lucru și voi mai vorbi și cu consilierii, pentru că este extrem de important pentru comunitatea noastră. De ce? Eu am fost, dumneavoastră ați fost, în mai multe localități unde istoria este promovată, este scoasă la lumină, pusă în valoare și cultivată prin tot felul de evenimente și acele localități sunt, sunt localități mai deschise spre vizita autorităților eventual central județene sau naționale, sunt deschise mai mult spre încurajarea investițiilor, sunt în general localități unde sfera aceasta socială devine din ce în ce mai efervescentă și mai de coeziune, pentru că trebuie să remarcăm și un nivel de dezbinare care se află, care poate fi corectat sau poate fi suplinit și de asemenea lucrări. În ultima instanță, aș vrea să mai amintesc și despre acest lucru, tot un gând foarte vechi, domnul Mihai Ftime, cred că este cel care l-a auzit prima dată, tot mergând pe la Monumentul Eroilor, la școală, de mulți ani, am zis că nu se cade și nu este potrivit să fie la o asemenea localitate, de asemenea învergură, un asemenea monument. Eu n-am nimic cu monumentul respectiv. El poate să rămână și în picioare. Dar s-a și hotărât în Consiliu, a și votat, s-a și alocat suma. Acum suntem în tratative, am înțeles că luni ar ajunge monumentul. Monumentul eroilor reuniți din toate localitățile Comunei Scânteia, monument care este de o valoare extraordinară pentru spiritualitatea noastră și nu numai, ci și pentru factorul de coeziune care să ne aducă și să ne conducă pe noi pe această cale a propășirii, dacă vreți, a dezvoltării noastre și a întinderii mâinilor noastre unii către alții din ce în ce mai mult. Ar mai fi și alte lucruri, eu vă mulțumesc, îmi cer iertare dacă m-am lungit prea mult și să dea Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu să fiți sănătoși, puternici și cu multă înțelepciune să ne zestreze pe noi toți. Amin. Am și eu câteva cuvinte să-i spun Domnului Părinte că, de fapt, ceea ce ne-a luat aproape sunt în realizare și ne vom ține de cuvântul preotului dumneavoastră, domnul consilier. Așa că acum îi dau cuvântul doamnei directoare, doamnei Cândescă. Situația, mă rog, a, din punct de vedere, situația domnului școlar, când de acolo nu așa. Cultură și educație în Comuna Scânteia. Aș dori cu îngăduința dumneavoastră să vă spun o poveste numită nu întâmplător Scânteia din suflet. Este continuarea primului număr al revistei școlii gimnaziale a Sfântului Cariu, ediția 1998, la aniversarea a 575 de ani de la atestarea documentară a Comunei Scânteia și 120 de ani de învățământ scânteian. Era în vremea în care eram eleva școlii gimnaziale Axinte Uricariu, când alături de profesorii școlii, o mână de elevi, am publicat primele pagini ce amintesc despre istoria culturii și învățământului pe aceste locuri. Nu m-am gândit vreodată că peste 25 de ani voi avea onoarea de a continua a povesti în fața dumneavoastră despre ceea ce definește viitorul unei comunități și anume cultura și educația. Astăzi, la împlinirea a 600 de ani de la atestarea documentară a Comunei Scânteia și la 145 de ani de învățământ consemnat în documentele vremurilor, aruncăm o punte spre trecut și descoperim cultura și învățământul într-o prezentare diacronică. Târgul de sub Mica Bucovina, Scânteia. Umbrită de faci bătrâni și stejari farnici, iubită de Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, de Mostene Botez, Constantin Ciopraga și mulți alții, reprezintă leagălul nașterii a ultimului cronicar al Moldovei, Axinte Uricariu,
nume primit după îndeletnicirea de Uric la cancelaria domnească. Acesta ocupă un loc meritoriu în cultura medievală românească, datorită scrierilor sale pline de savoare, de haz, cel ce a conferit cronicilor, spre deosebire de alt script, calități literare. Școala contemporană din satul Scânteia îi poartă numele cu mândrie din anul 1996. Scânteia cea de astăzi poartă în suflet pe marele istoric Emil Condurache, fiul notarului din Scânteia cea de demult, academician, profesor doctor docent, istoric și arheolog, Emil Condurache a văzut lumina soarelui în anul 1912 și a purtat alături de numele său numele localității natale, ducând Scânteia pe cele mai înalte culmi. Contribuția culturală la nivel național și internațional a acestuia este recunoscută de comunitate prin numirea bibliotecii localității după această distinsă personalitate. Într-un sat moldovean m-am născut. Astfel, dă perdeaua timpului marele prozator, dramaturg și teatrolog Valentin Silvestru când vorbește despre satul natal Scânteia. Oamenii locului spun că mereu, în drumurile sale, se abătea pentru a depăna amintirea alături de foști colegi, prieteni din copilărie și săteni. Un gest inedit îl leagă de școala gimnazială Axinte Uricariu, și anume, plantarea nucului din curtea școlii, alături de directorul Ioan Marian. Astfel, mărturia legăturii cu pământul natal dăinuie până astăzi și din anul 2022, la inițiativa domnului consilier local Florin Pancu, nucul încă tânăr, a primit în dar o plăcuță ce îl face deosebit față de toți arborii din comună. Poartă însemnele celui ce a fost o personalitate, Valentin Silvestru. Desigur, în cei 600 de ani ce s-au scurs prin clepsidra timpului, s-au remarcat nenumărate personalități în cultură și educație, fii și fiice ale satului, care au purtat și care poartă numele în toate ungherele lumii, care ne fac cinste în nenumărate domenii. Astfel de oameni ce au fost, sunt și or să vie, vor face ca localitatea Scânteia să dăinuiască peste viacuri. Cultura nu înseamnă doar oameni și opere. Cultura înseamnă gânduri și simțiri, fapte și credințe. Cultivăm în inima elevilor noștri dragostea de țară, de locurile în care ne-am născut, de oamenii care au apărat ceea ce suntem astăzi. Cinstind memoria eroilor neamului, a căror nume sunt scrise pe cele două monumente închinate lor, Monumentul Eroilor Neamului de la Scânteia și de la Borosești, în fața cărora ne adunăm anual pentru rugăciuni de pomenire și cântece de vitejie. Suntem plini de mândrie și ne cuprinde o liniște ciudată când intrăm în localitate și zărim simbolul culturii scânteiene, mărturie a celor ce au fost și sunt, Troița, construită în 1985, la 13 august, din inițiativa primarului de atunci, domnul Ioan Muscalu, operă a sculptorului bucovinean Dumitru Căileanu, a fost dată în grijă a celor ce au urmat, domnilor primari Mihai Iftime și Fănică Săcăleanu, Troița, continuând să întâmpine călătorii și să-și aștepte localnicii. În prezent, vechea Troiță a fost înlocuită cu o nouă operă, Măiastră, rodul muncii și harului unui fiu al satului, sculptorul Daniel Roșu. La inițiativa domnului primar Mihai Darabană, sub atenta supraveghere a domnului viceprimar Costică Mistrianu, cu sprijinul Consiliului Local, noua Troiță, din stejar vechi, lemn nobil, obținut cu ajutorul domnului consilier local Laurențiu Ungureanu, a prins viață în mâinile dibace ale meșterului ce a reprodus simbolurile vechii Troițe. Soarele, florile, victoria, scurgerea timpului și mai ales biruința istoriei. Și pentru că povestea unui colț de lume nu poate fi deslușită vorbind doar despre cultură, vă poftesc să priviți spre învățământul din localitate, făuritorul viitorului. Scânteia. Învățământul scânteian oglindește sute de chipuri, atâția oameni care au hotărât să împartă crâmpeie de cunoaștere, dăruire, profesionalism și talent, dar mai ales dragoste de oameni. În anul 1878 se înființează prima școală cu 4 clase, găzduită de o clădire de tip spiruharet, distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. Primul director al școlii Scânteia
a fost Neculai Vuza, fiu al satului, director vreme de 32 de ani. A urmat Coman Mărdărescu, ginerele, care timp de 20 de ani a fost directorul școlii gimnaziale Axinte Uricariu din 1910 până în 1930. După anul 1930 până în anul 1932, directorul acestei școli a fost Dumitru Munteanu, personalitate înfățișată în fotografii, în ținută militară cu decorații prinse la piept. Conducerea școlii revine unui fiu al satului din 1932 până în 1948, directorul Ioan Marian. Acesta ne-a lăsat drept amintire cei doi plopi din fața școlii plantați de el în memoria părinților săi. Îi urmează directorul Gheorghe Vișinescu, născut în Scânteia, fost elev al directorului Coman Mărdărescu, cu un mandat din 1948 până în 1949, care, deși a fost scurt, s-a păstrat în memoria noastră ca fiind cel ce și-a adus aportul la construirea unui corp nou de școală în locul școlii dărmate de explozia din 1944. Astfel, din 1949, învățământul din localitate a funcționat într-o clădire nouă și a revenit în locul pe care îl regăsim și astăzi. Directoratul de un an s-a datorat contextului sociopolitic a acelor vremuri, astfel, după o absență îndelungată, învățătorul Gheorghe Vișinescu se întoarce în învățământ în 1966, rămânând unul dintre cei mai apreciați dascări. Începând cu 1949, timp de 21 de ani, până în 1970, directorul școlii Scânteia a fost Ioan Trofil. Fiul al satului, onorat cu titlul de profesor emerit, acesta atrage atenția asupra sa prin contribuția adusă la ridicarea prestigiului școlii scânteiene. Urmat de Ioan Unuță, inițial director al școlii din Borosești, apoi, din 1970 până în 1980, director al școlii de 8 ani, care s-a transformat în școala de 10 ani Scânteia. Din 1974, timp de un an, școala Scânteia este condusă de director Margareta Popescu, profesor cu origini basarabene, care s-a remarcat prin profesionalism și dragoste pentru ele. Timp de 3 ani, din 1980, directorul coordonator al școlii Scânteia este Lucia Onuță, profesor de biologie-geografie. Anul 1983 a fost anul de început al directorului Mihai Petrovici, o figură remarcabilă pe panoul directorilor, cu un mandat până în 1989. Alături de primarul comunei Ioan Muscalu, se începe construcția noii clădiri a școlii, crescând astfel numărul de clase, urmând ca în anul 1991, la inițiativa primarului Mihai Ftime, să se finalizeze etajul 1 și clădirea să capete conturul celei de astăzi. Găsim consemnat primul act de sfințire al școlii gimnaziale Axinte Uricariu, datat din 28 octombrie 1993. Firul personalităților care au condus învățământul scânteian continuă cu directorul Neculai Duca. Din 1989 și până în 2001, timp în care școala scânteiană s-a remarcat prin exigență, profesionalism și consecvență. În perioada aceea, școala Scânteia primește numele primei personalități marcante a localității, Axinte Uricariu. Astfel, școala generală Scânteia devine școala gimnazială Axinte Uricariu Scânteia, nume purtat cu onoare până în prezent. Aurora Harasim, profesor de limbă și literatura română, ocupă funcția de director timp de un an, în anul 2001. Inițial, primar al comunei Scânteia, vreme de 10 ani, ulterior, director al școlii Borosești din 2000 și până în 2022 și din 2022 până în 2014, directorul școlii gimnaziale Axinte Uricariu este Mihai Ftime, care se remarcă în povestea învățământului scântean prin înființarea pentru prima dată a centrului de comunicare numărul 30, având arondate 5 comune și 7 școli, centru ce va deveni mai târziu centru zonal de înscriere a elevilor la liceu. În perioada de directorat a acestuia, școala s-a remarcat prin rezultate de excepție, clasând elevi, egalând școli cu renume din orașul Iași, fiind competitor redutabil la concursuri sportive, concursuri naționale și olimpiade. În acest moment se dă startul lucrărilor de modernizare a școlilor prin PIR, dotate cu material didactic și echipament IT. În prezent,
Fiind consilier local, ne bucurăm de colaborarea cu domnia sa în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Axente Uriharul Scânteia. Din anul 2014 până în ianuarie 2022, directorul Școlii Gimnaziale Axente Uricariu a fost Gigi Vitel. Acesta a fost cel care a pus în funcțiune stația de radio a școlii și sistemul de control acces în instituție. A contractat fibra optică pentru conexiune la internet și s-a preocupat de laboratorul de informatică a școlii. Din ianuarie 2022 și până în prezent, directorul Școlii Gimnaziale Axente Uricariu Scânteia este subsemnata Viorela Mihaela Cârlescu, fica satului Scânteia, fostă elevă a școlii, profesor pentru învățământul primar și preșcolar, titular al școlii pe care o coordonez. Ciocârlești. Am ales ca următoarea școală despre care vom vorbi să fie școala primară Ciocârlești, deoarece este structura rondată a Școlii Gimnaziale Axente Uricariu. Despre această școală micuță, un colț de refugiu, în haosul unei școli pomotoase ca școala Axente Uricariu, se cunoaște faptul că a fost construită în perioada directoratului lui Neculai Pancu, în 1935-1937. Urma de director Vasile Arnăutu, apoi de director Gheorghe Anton, ulterior, școala Ciocârlești este arondată școlii din Scânteia. Bădești. Înainte de 1978, școala a funcționat în conacul boierului Tăutu și în casa parohială. Construită în anul 1978, școala Bodești a avut ca director coordonator pe Gheorghe Novac, Gheorghe Novac, profesorul cu inimă de muzician, apoi pe Maria Popa, profesoară, alături de care elevii deslușeau tainele istoriei, directorul Dan Nicolae Budescu, recunoscut pentru blândețe și talent remarcabil al artelor plastice. Din anul 2008 până în ianuarie 2022, director a fost Silvica Săcăleanu. Din anul 2009, în urma reorganizării rețelei școlare, Școlii Gimnaziale Bodești, îi este arondată Școala Gimnazială Borosești, alături de Școala Primară Lungărateș, Rediu și Tufești de Sus. Directorul Silvica Săcăleanu s-a remarcat prin activități de cultură, artă și perpetuarea tradițiilor locale, fiind președintele Asociației Tradiții pentru Viitor. În acest moment, doamna s-a îndreptat spre prima dragoste și a revenit la catedră, la Școala Gimnazială Bodești, fiind și consilier local al Comunei Scânteia. Din ianuarie 2022, director la Școala Gimnazială Bodești este Ovidiu Mitică Lipșa, fiu al satului și consilier local. Borosești. Școala primară Borosești este atestată documentar din anul 1875. Se consemnează despre directorul Gheorghe Stăiculescu și casa parohială care a găzduit cursurile până în 1934. Din acel an s-a construit o clădire nouă din chirpici în locul în care se află astăzi Căminul Cultural. Construcția actuală a fost realizată în 1969, director fiind Maria Țârdea, apoi Ioan Onuță, Mihai Iftime și Dorel Constantin Popa. Tufești de Sus. Arondată școlii Bodești, înființată în 1935, cu o clădire nouă, construită în 1975, în apropierea celei ridicate de boier. Fiind consemnați ca învățători directori, familiile Neculai și Elena Pancu și Gheorghe și Elena Aurora Leontă. Rediu. Școala Rediu este în prezent arondată școlii Bodești. Consemnată înainte de 1900, îi are ca director pe Constantin Popovici în 1923 și Constantin Popa în 1930. Lungărateș. Școala primară Lungărateș, arondată școlii Botești, datează înainte de anul 1900, îi are consemnați ca directori învățători pe Gheorghe și Elena Aurora Leonte, oameni care și-au dedicat viața elevilor. Cultura și învățământul scânteian au fost și vor rămâne mărturii în Cartea Timpului, mărturia oamenilor locului și, în egală măsură, a celor ce și-au legat destinele pentru totdeauna de noi și de aceste pământuri. Ne referim aici la o multitudine de educatori, învățători, profesori, oameni de cultură, oameni cu har, care fiecare la vremea lor au pus o piatră la temelia a ceea ce suntem astăzi, a ceea ce reprezintă Scânteia. Nu ar fi suficientă o enumerare de nume a acestor personalități. Unii dintre noi ne-au părăsit, unii se află la vârsta senectuții, alții reprezintă prezentul.
acum, împreună, construiesc viitorul celor ce și-au rădăcinile în pământ scânteian, pentru că povestea nu s-a sfârșit, nu se va sfârși niciodată, pentru că noi nu o vom lăsa. Vă mulțumesc! Ori, pentru mi-am prezentat, acum domnul profesor Lipsar. Vreți sau nu? Nu. Să vă spun eu câteva cuvinte, că cu aceasta se încheie și se începe ședința de Consiliu. Doamna director, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor profesori, cum bine știți, anul acesta am și documentul, deci de atestarea documentară a Comunei Scânteia. Practic, avem prins un maraton de simpozioane, evenimente, practic săptămâna aceasta, de astăzi, mai ales domnilor profesori, știți că ați participat cu elevii sau elevii din clasele dumneavoastră, practic din luni a început acest maraton cu încondeia de ouă, cu pictură pe icoane, cu am invitat spre un olar specialist din Neamț care a stat vreo două zile la noi. Copiii au trecut pe acolo și au chiar lucrările sunt jos. Cu această zi s-a nimerit foarte bine cu ședința din Consiliu și v-am rugat să facem această prezentare a, ați văzut și dumneavoastră, a bisericilor sau lăcașilor de cult sau a cultelor care există, cum vreți să o numiți, cum vreți dumneavoastră să o luați, din Comuna Scânteia prezentată de preotul Teodor și chiar dumneavoastră este un foarte bine documentat. Apoi prezentarea doamnei director cu practic toate și-au încadrat într-un material foarte bine prezentat toate structurile școlare. Aici o omis un pic de mări, poate și din celălalt, dar din ce știu eu la Borosești l-am amintit de profesori, învățătorii, soț Cosma, care practic ei au fost cei care au construit această școală care este acum, dar cum știți, bine știți, că de fapt e la 1960 și ceva, practic acum acolo avem deja o ultimă prezentare în cât maxim două săptămâni, acea școală se va dărma și prin Banca Mondială vom construi o școală nouă acolo. Și să vă spun, din momentul în care am preluat mandatul, știți prea bine că atenția mea s-a îndreptat spre educație. Și asta voi face în continuare, adică ca obiectiv principal este ca dumneavoastră să aveți toate condițiile, să aveți spații adecvate, copiii să vină cu drag la școală. Și nu spun că nu s-au făcut până acum, pentru toți primarii, atât domnul Iftimi, cât și domnul Săcăleanu, a încercat întotdeauna, au făcut reparații la școli, s-au reparat. Așa, da. Ce spun? Care desfășoară acum. A, asta este altceva. Acum implementăm, terminăm, două clădiri sunt terminate și urmează și celelalte două școli. Dar nu vorbim despre realizări. Vorbim doar de ziua asta, pe 31 mâine, care este totuși un eveniment și poate, eu știu, Dumnezeu m-a răzit ca eu să fiu, pentru că cu 600 de ani nu ne mai întâlnim. O să fii 601, o să fii 602, până mă ajunge la 650 sau 700, o să mai treacă multă apă pe cucoara și pe rebucea. Dar asta este și am vrut ca acest an, aceste evenimente, să fie bine conservate, să luăm parte toți și să, pentru că știți, mâine se va desfășura, practic, eu așa spun, fui bun sau rău, primii cetățeni de onoare post-morte, care îi vor desemna cei cinci oameni, eu știu, deci nu știți dacă pot să-i numim, oameni de vază ai Comunei Scânteia. Vor urma după aia, e clar, și alte decernări de cetățeni de onoare, care să le analizăm în Consiliul Local și să dăm verdictul că trebuie. Am inițiat acea carte de onoare a Comunei.
Ba, mâine să ne gândim bine, o să vedem cine va fi primul care va consemna în această carte de onoare. Practic, eu știu, o carte de onoare venită să arate frumos, în care atunci când îi calcă pragul o personalitate a comunei... Trebuie să fie cineva care scrie frumos. Asta, da. Deci vedeți că lucrurile, eu zic, să mișcă într-o direcție bună. Nu spun că nu s-au mișcat și înainte, și s-au mișcat destul de bine și înainte. Deci, practic, care este menirea noastră, a primarilor, ca lucrurile să meargă bine și tot să mai punem, cum se spune, câte o cărămidă, câte o cărămidă spre un trai mai bun, eu știu, mai comod, mai cu condiții mult mai bune. Cam asta eu vă spun. Vă mulțumesc din inimă pentru această participare. Vă invit cu drag mâine începând cu ora 12.30 la Căminul Cultural din Borosești, pentru că n-am putut să facem aici în Scânteia, pentru că ele sunt ocupate cu sălile de clasă. Atât dumneavoastră cât și consilierii locali sunteți invitați, pentru că vom avea un program artistic susținut de copiii noștri. Aseară am văzut la ultima repetiție, arată superb, foarte bine pregătiți. Și încă un cor de la biserica, de la seminarul din Iași. Avem personalități invitate, domnul Muscalu, domnul, vin foarte mulți acei arheologi. Începând cu 12.30, vă aștept la Cămin Cultural Borosești. Vă mulțumesc! Mulțumim noi! Veniți la ședința ordinară din data de 10 martie 2023. Dăm citiri la ordine de zi. Și la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 23 februarie 2023. Dacă aveți ceva obiecții, punem la vot. Care este pentru? Împotrivă, abțineri, amintare. Punctul 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare Consiliului Local în 30 martie 2023. Supunem la vot. Care este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Punctul 3. Proiectul de hotărâre a Consiliului Local numărul 11 din 24.02.2023 privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Scânteia de triaj început cu anul 2023. Aici vreau să ne întrebiți, domnul Vici, dar... Domnul Vici, primarii restii, mă rog, cu copii, da. Să-i duc de la ședință, da, vine imediat. Dumneavoastră l-aveți în fiecare an acest program de gospodărire a comunei trebuie trecut prin plenul Consiliului Local. El practic suferă de la an la an modificări în funcție de investițiile pe care le avem, pentru că unele s-au terminat, o să vedeți că el este actualizat. De-aia îl rog pe domnul Vici, acolo unde s-au făcut modificările, poate le spune dumnealui, că practic dumnealui este gospodarul comunei și de el răspunde lucrărilor de concertarea Consiliului câteva capitole, care ne cunoaște. Deci, referitor la drumuri, poduri și cărți de acces. Astea sunt lucrările care se fac periodic cam în fiecare an. Lucrări care vreau să le vedem, pentru că sunt program scris. Da. Al doilea capitol ar fi salubrizarea, care și aici, după cum știți, s-au luat niște decizii, niște lemnuri, mă întreabă merge, în final... Aici, domnul Vici, dacă vreți să intervin un pic, am primit astăzi în invitație, va fi ședința AGA al OADIS, atât AGA cât și a Consiliului Director mâine la ora 10, prelungit întâi al AGA, din care noi am fost propuși, suntem o comună de frunte, suntem în Consiliul AGA, dar nu se iau decizia acolo. Decizia se va... Nu, invers. Eu sunt, noi suntem în Consiliul Director și Consiliul AGA înseamnă toate comunile. ADIS-ul va veni cu o majorare. Deja ne-a trimis toate actele necesare sau felul în care se va face o indexare, dacă vreți, sau o mărire de tarife. Domnilor, ce pot să vă spun? Nu cred că putem să scăpăm de această mărire, nu va fi mare, deci mărirea acum va fi în funcție de cât gunoi mix poți să predai. Ori, nouă ne-a făcut o simulare specială pentru Comuna Scânteia, practic indexarea va fi cu 11% a valorilor acestor tarife.
urmând ca după aia ei ne dau un Excel, un program în care noi introducem numărul de locuitori pe tarifele actuale și undeva jos o să ne dea valoarea taxei de salubrizare pe locuitor. Calculând-o la, ei ne-au calculat la vreo 5.500 de locuitori, dar nu este, pentru că ceea ce avem noi în registrele contabile de evidență a registrele agricolii, practic socotindere, ar fi vreo 3.000 de plătitori. Deci 3.000 plus societăți. Acum noi o să facem o analiză, putem scoate societăți și ne dăm seama. Vom introduce și s-ar părea că dacă acum ai 4,58 lei pe lună de locuitor, probabil ne vom duce în jur de un 6 lei. Nu știm, o să vedem, probabil o vom trece prin ședința de Consiliu, dar după ce aprobăm... Dacă e cu 10%, nu, să vom undeva la 5 lei. Nu știu, nu știu, o să vedem, da, da, păi, da. Deci vom introduce în acel program, vom vedea, pentru că la ora actuală noi stăm foarte bine, ce încasăm, plătim cu mici plusuri. Așa că, vă zic, vă dau din nou aici am zis. Deci la capitolul ăsta de salubrizare, vor rugăminte care am avea către dumneavoastră la șoconsiliul local, ar fi un punct care specific aici la punctul 9, proprietarii de gospodării individuale și cetățeni au obligația să întrețină pățenia în fața locuinților pe care le dețin în proprietate sau chirie a anexelor gospodăriști, a funcțiilor și prejurilor acestora, curățenie și întreținerea permanentă a regulilor și podeselor. Deci aici am întâmplat cu tot cât am putut noi să mergem la oameni, să le spunem concret și este de făcut, întâmplăm totuși greutăți. Nu toți vreau să înțeleagă că noi nu putem să facem ca și comună, ca și primărie cu 2-3 oameni, 5 oameni cât avem angajați acolo așa, care spune să facem curățenie și cu toate șansele și toate. Dacă ne-ar ajuta cetățenii, ar fi mai simplu. De asta vă rugăm și pe dumneavoastră să insistați. Unii se poate, unii sunt ăștia bătrâni, unii nu sunt deloc chiar la locuință, acolo La capitolul reparații și întreținerii care au fost propuse, reabilitarea, modernizarea și extinderea dotarea școlii din Asidiului Carlova, care au fost propuse cu mine dumneavoastră. Reabilitarea, modernizarea și extinderea dotarea credinței, program normal, scânteia care s-a realizat, mai avem afară curtea cu parcuri și joacă pentru copii care săptămâna viitoare începe să lucrăm urgenți. Modernizarea, extinderea și dotarea școlii la lunga Radei Junei, tot așa, se lucrează, după cum ați văzut, poate și o parte din noastră au luat chiar raport lucrările și încep să avem într-o parte în care vor continua mai rapid. Domnul Petroane. Da. Grădința Borelțești, care tot așa, o să mai avem ceva de amenajat pe afară, pe la curte și acolo așa, mai pus niște copășeni, și nu așa, apă, să fie... Da. Se vor efectua reparații la Biserica Borosești și Bodești, da? Astea care sunt continuă și lucrările. Dotarea școlilor din satele Tufel, Bodești și Borosești cu... Astea cu deșeurile, cu intrare din interior. Astea s-au făcut. Deci depunerea documentelor pentru ei la școala de la șocăria și care asta suntem acum pe faza finală. Și aici la alte acțiuni, întreținerea platformei pieței asta care se face permanent, achiziționarea două componente electrice sale, întreținerea iluminatului stradar. Astea s-au mai luat becul, s-au mai luat cablu, s-au luat, s-au mai luat stins. Achiziționarea de piatră, era trecut anul trecut și traverse CBR care pentru construcția parcării și podese. Astea sunt luate
problema, cum din discuții cu domnul primar, așteptăm noi cu nerăbdare să vină domnul care se ocupe cu apa și canalizarea, să vedem măcar pe care parte și putem o face din partea opusă, podeț sau parte. Ce mai face cu piatra? Piatra peste drum, dar se folosește în fiecare an piatra. Dacă ne luăm după cartea la mușcalu, peste 80% din drumuri. Dar să știți că piatra este luată și... Da, domnule, nu le-ați făcut și de asta. Da, nu mai asta, dar sunt chestii... Multe. Dar sute de... Am făcut și o armătări, vreo 15 armătări, legate inexactități. Nu. De inexactități. Dar nu, n-am atât, doamna... Monografia ce nu trebuie, că nu este reală. Ascultați-vă că ajung și acolo. Asta divers. Hai că la urmă o să discutăm dacă vreți. Este o majocură. Am acceptat o majocură. Dar nu am acceptat, nimic. Nu acceptat, am făcut o lansat. Am acceptat, i-am dat și concursul, dar l-am și invitat. Am acceptat. Domnul Radeanu, o chestiune care mă surprins și pe mine. Deci, prima ediție a fost în 2009. Deci, datele care erau în 2009, în 2020, când s-au informat, 19, 20, 21, erau altele. La unele obiective pe care el le-a consemnat atunci. A copiat mod-a-mod, dacă vă uitați numai la postul de poliție, eu dau un exemplu. La postul de poliție, o copiat din 2009, dar nu a spus că autoritatea locală a făcut un sediu modern, care n-au multe posturi de poliție. Problemele, dar l-au făcut Pietri că vorbă de ce să Nu. Și au vrut să-l menționez acolo. Da, au vrut să l-au menționat, ați văzut? Și doi, primăria care a fost făcută și luată de la poliție, unde s-au furat materiale, s-au dus la Ciurea și la Miroslava, nu a pomenit nimic, că s-au mutat o instituție a statului acolo unde trebuia. Dar nu asta. Altceva legat de viața grea a locuitorilor din comuna Scânteia, o chestiune care o deranjat pentru că viața grea era înainte când îți dădea 200 de grame de ulei. Da. Doi, la Revoluție, un moment atât de important, istoric, n-a consemnat o frază, un cuvânt, că ar fi putut, de exemplu, pentru posteritate, pentru cititorii tineri care sunt și n-au prins Revoluția, să fie consemnat cu bune și cu rele, că a fost parte și bună, dar parte și proastă vis-a-vis de libertăți, democrație, televiziune, carte și așa mai departe, și ar fi putut și el, greșelile care le-au făcut, să-și ceară scuze chiar în această carte, pentru că a fost împins de Partidul Comunist care era. Cerându-și o scuză în acest sens, ar fi putut, de exemplu, să se spele în fața unora și altora și să consemneze ce e consemnat. Domnul Tim, îmi cer scuze că... Hai să continuăm ședința. Nu, veni să vorba, dar... Noi vedem de la subiect și nu vreau. Un minut ca să... De la plan, așa e. Haideți să vă spun altceva. Adică am și o vârstă de acolo, bătrânul să am și un nepot. Dacă eu îi povestesc ce am trăit nepoților miei, realitatea, nepoții mi găsesc în casă, am scris ăla lui domnul Muscalu, e total în contradictoriu cu ceea ce le spun eu. Și o să zic, bunicule, dar tu ești nebun, ia uite ce bine trăiai tu atunci. Aveai 80 de tractoare la Semneasă, făceau agricultură științifică. Cum n-ai bătut spui că crapai de coane, că vedeau o jumătate de de ulei? Aveai o fiertă la Iasela, în Rosala, cu 700 de vaci. Cum spui tu că nu găseai în alimentară brânză? De ce spui minciuni, bunicule? Ia uite ce scrie în carte. Așa e. Ai o carte mincinoasă. Domnul Rădean, hai să discutăm la diverse și vă la diverse, dacă e cazul sau... Dă drum mai așa cum am spus o întâlnire. Domnul Rădean, până la urma urmii, deci nu este, dacă vreți, monografia... Nu trebuie asumată de consiliul local. Nu e asumată. Nu e asumată de consiliul local. Nu, este doar o care măcar de monografie. Nu trebuie asumată. Că n-am venit măcar să vorbească cu primarul actual sau cu cel care a fost, ce schimbări au fost în perioada așa. Nici cu Săcăleanu, nici cu Darabană nu vorbit în 2020. Comuna a fost obligatorită, domnul președinte. Asta o scurtă de lege. La diverse, haideți. Hai să revenim la domnul... Referitor la licenarea de piatră, deci am vrut să continui cum ar vă spune că din discuții reportate cu domnul primar, piatra care este achiziționată, o vom putea folosi și la când va veni cu apa și canalizarea.
Pentru că a spus și mai bine, vorba, au fost piață, astăzi am pus acolo. Eu știu activitățile, dar menționând în acea carte ce am înscris pe peste 80%, 90% dintre drumuri sunt petruite, normal că trebuie cântățe nouă, deci e iar, nu? După... Dar 90% sunt asfaltate. Deci... Da. Deci, achiziționarea educată în terminată. Deci, achiziționarea unui utilaj plus componentele necesare pentru întreținerea drumurilor, asta s-a realizat. Am adus și acolo, care o să avem pierea în curând, probabil, și o să ne descurcăm cu asta. Și mai e vorba despre modernizarea terenurilor de sport, de la Lunga Rateș, care va fi și la Borosești, care deja am început. La Lunga Rateș cu gazon sintetic, la Borosești cu un gazon natural, avem în vedere faptul că va trebui să mutăm echipa de fotbal din toamnă, să joace pe un teren, ca să putem să folosim terenul de aici, pentru piață, sau pentru sursa. Asta e sus. Restul capitolului, cred că sunt la obligații de cetățenii, asta le știți din ani din urmă, sunt cam aceleași sancțiuni, cred că tot la fel, dar este cazul ca să mai discutăm cu domnul Vici, dacă aveți ceva de întrebați. Să facem proiectul pentru baza sportivă acolo, dacă mutăm în piața agroalimentară de teren de fotbal. Deci, domnul, deci, în momentul noi l-am însămânțat, deci noi avem bani anul ăsta, le facem aproape cu regie proprie, cu bani puțin, înțeleg, acum. Faza l-ați văzut, este însămânțat, urgent ne va trebui, dacă vom avea un an secetos, e clar că îi trebuie apă, pentru că acest gazon nu după aia, după aia el, după ce s-a înervat foarte bine, am avut o mică problemă cu ridicarea topului la terenul de la Borosești, cu terenul din spate spre Pârâu, pentru că acolo moșul Minuț ținea abuziv bucățica aia, el avea intabulat doar curtea, am vorbit cu omul, a înțeles, doamna Guler acolo, îi mai luăm un pic pentru ca cele două gradenii de 100 de locuri să fie exact pe mijlocul terenului. Să nu o punem pe o latură, să uite omul așa. Am făcut comandă deja de 3 containere, 2 mari și 1 mic pentru vestiare. Vom fora un puț acolo și vom opri în spate apa să-l irigăm, îl împrejmuim. Noi sperăm ca până începerea campionatului din septembrie, noi să putem juca acolo ca după aia să ne... Domnul primar, prima coasă, ce faceți cu ea? Nu, avem pus în de achiziție acea mașină de tuns gazonul, cu din asta performantă, cu 4 roți, nu mai stăm să-l întindem cu mâna. Să luați animalese. Bun. Ăla de la Luca Latăș deja ne invită săptămâna asta, semnăm prin afir, ne vor da bani acolo, dar nu ne grăbim pentru că trebuie să-l facem anul ăsta, sperăm ca școala să fie și ea gata până la finalul anului. Dar hai să nu ne mai lungim cu investiții. Deci n-am mai amintit de sala de sport tare și pentru o avansată tare. O predă într-o lună de zile. Să mai spune, mie, cu concursul domnului Pancu, am putut pune la comune niște intrări, niște sate de comune și niște panouri de intrare. Panouri de răspunse de județ. Nu, de județ. Dar toate de comune și la intrări în sate. În sate am făcut. Da. Să sperăm să țină, adică să nu se strice. Hai, ei sunt din aluminiu. Nu trebuie autorizație. Nu, că nu-i semnătie. Nu-i semnătie. Dacă mai aveți investiții... Păi, da, vreau vedeți și în legătură cu gestionat terenul ăsta de fotbal la Bodești, cu terenul ăsta de fotbal. Vin și joacă fotbal băieții la Șcheia, la Modul Dâmșii. De la Focșasca, de unde vreți, coborul ăla sintetic... Nu o să rezist. ...incrustare, începe să-i se ducă toți pierea de el. E băxit cu chiștoașii. Cu sticle, bucăți de sticle, ar trebui, nu știu, a dus un container mare. Să pui un responsabil din sat de acolo, să-i dai cheia la unul, băi, omule, prezent la casă, duce la fotbal, unul care știu, frate, și-a fost, sau știu ce fac eu. Adică îți date o dată în folosință, Bădești... Că așa cum am trebuit să duci... Ați fost, acolo treceți dumneavoastră și eu trec aproape, îi văd la teren, e adevărat. Nu-i putem opri pe cei de la Focșa, să-l interzicem, nu? Nu știu dacă neapărat să-l interzicem.
să-i facem să se comporte într-un mod când am dus omenește, nu știu. Strâșe, să nu-și bată joc unde altceva. La ce o cărlește arată super. Să duc și cu cantoanele mari și eu și să nu pleacă așa. Mai trebuie făcut de parcarea de mașini, că de vreau nu se poate ce. O să facem cât de repede, știu, știu. Asta era. Încercăm, domnule Leandru, o să vedem cum de unul. Nu sunt responsabil, își dată cheia la unul. Băi, omul e în prezența ta, deschide și în prezența ta. Nu cred că așa, mă ascultați la mine, dacă noi în cuier v-am... Nicardul chemă în poliția, doar nici altă câine. Va intra și va deteriora mai mult. Am spus, hai să-i lăsăm așa, să-i educăm. Poliția să treacă mult mai des pe acolo, să-i educăm, este liber. Și cum spune, în loc să-l înlocuim la 7 ani, îl vom înlocui la 5 ani acel gazon. Dar nu mai e de a nu-i lăsa să joace, vreau. Ea nu strică. Problema ar trebui făcut un program în care... N-are, deci ceva la dimineața... N-are așa dacă vine în hăbori... Dimineața ei nu vin. Vin în weekend, vin seara... Păi și în weekend, adică... Și chiar dacă nu faci program, voi, dacă omul... Nu, dacă au un program, dacă au un program la ei... Au un program fix atunci, trimite poliția locală acolo pe... În intervalul ăla de oraș. Și mai poliția locală stăie după fundul la copii. Dar mă că urmăresc. Dom'le, poate să-i ia pe toți. Poate să-i ia pe toți. Plin vieți. Aici ai pus în activ educației totul. Da, dar nu pui pe mâine. Și nu știu că ai zis că ziceam noi. Ei, îi spuneți. Trebuie să punem un afiș pe care să interzice el să joace pe cel teren și la cel teren și să joace așa. Din afara comune. Vin focșănieni doar să strică acolo. Eu n-am nici. Și de așchiere. Dacă se strică totuși așa, se strice de cei de la noi. Dar tocmai că ai noștri respectă cât de cât condițiile. Vin aia de Bocșanscă, vin de aia mașă, da. De aia acolo, consum am zbol și ce tot mai felul de nou. Trebuie luate niște măsuri. Păcat de acel... Luam aici la propunere persoanele străine de Comuna Scânteia. Exact. Să nu ai voie să încasezi timp de 5 ani de zile să, pentru teren. Atunci nici ăluara nu le putem lua bani, că va intrăm în alt conflict. Dar cei din alte localități, alte comune, să nu vină. Dacă vin, să li se arate exact ce trebuie să respecte acolo și să nu vină să fumeze și joacă fotbal. Și plin de chiștoace, apropo de ce spune dumneavoastră. Păi ori vine să facă sport, ori vine să fumeze și să arunce unde nu trebuie. Trebuie făcut lucrul ăsta, iar poliția locală trebuie să meargă acolo și dacă o găsit țigară, o găsit cine joacă, ei, pe ei se pedepsească. Și mai știu ce alte sticli pe acolo când joacă, beau. Trebuie făcut lucrul ăsta. Pentru ai noștri liberi, dar pentru cei din afară ar trebui să n-aibă ce căuta. Să-și vadă în comuna lor, au terenuri acolo, dacă vor pe așa ceva, să respecte un teren sintetic care costă bani. Pentru că așa vin cu prieteni, deteriorează. Vieri, vin cu fier și fier, vin și mai. Dar la Scânteia, unde vezi că fecioara asta directoare, au închis terenul dispare. Tot la fel, avea și așa la Scânteia. Mai zic un program, tinerii. Tot la fel, așa nu vezi că nu vin așa. Nu, mă, mizerii, nu mă. Domnul Rădeal, este legea asta... N-are voie să închid, nu închis. În care copiii sau aibă acces asupra acestor teren, dar ei spun să se comporte civilizat. Adică cu profesori de, sau ei să vină două echipe, să joace, așa este. Noi acum la Bodești am pus un container de ăla de 1,1 toni, ăsta, metri cub, de ăla de tabă, pentru că efectiv, lunea dimineața, eu mă speram, trec și eu pe acolo, te sperii cinea, sticle sunt acolo. Pentru că el vine, da, și-l dă pe jos. Trebuie, te-am notat, poliția locală vom avea și vom monitoriza aceste elemente. Nu dați o hotărâre de consiliu. Nu, e un program, exact ce spunea domnul Săcăleanu. Vom pune întâi un program. Îi vom anunța că nu au voie din alte comune, clar, să vină și atunci o să vedem și o să luăm măsurile ca atare. Nu, până la urmă o să-l încuiem, exact, o să dăm cheia la cineva responsabil. Am montat un sistem de supraveghere. Da. O, deci, exact, prin acel... Filmezi, vedeți care e sănțit, care am spus. Deci, în legea nu este specificat legea asta acolo la terenul și copiii trebuie să joace. Dă hotărâri consiliului. Asta am spus că da. Care e cu trei. Logic, logic. Orice primar investește pentru proprii locuitori. Nu investește. Acolo se referă la domnul general. Dacă o să-i trebuie, dar dăm și noi hotărâri consiliului. Care se ne dăm de mers? Așa, mă, hotărâri. Păi, luăm măsuri, e păcat, este adevărat, eu am spus
că, știi cum, în momentul în care faci, obstrucționezi ceva, el numai de-al naibii face treaba și ți-o strică. Și am zis, hai să-i lăsăm un pic așa, ceea ce se comportă și cum se comportă cei de la ciocările, jos pălăria. Vă spun domnul Dobovici, noi mergem, noi mergem și le monitorizăm, vedem cum arată. Da? Adică omul vine, joacă, celălalt Varga în cuie sau puțin înapoi, strânge de acolo dacă sunt chiștoace sau nu știu. Haideți să dăm exemplu, am fost totuși și am un teren de vreo 5 ani arată impecabil. Sunt 3 băieți tineri de care au cheie. Și vin acolo după aceea, sâmbătă duminica, deschid într-o echipă, două joacă acolo. Unul sunt cei doamni cu mese, fără să bea, au și niște tribuni. Da, da, da. Exact cum am făcut un program. Este cu ea. Și doar pe ea au ceva. Dar vin cu... În momentul ăsta îi punem plasă și pe partea aia de unii, deasupra, că nu i-am pus ca el să nu sară. Am zis, o să lăsăm cheia, că primul rând trebuie să aibă cheie profesorul de educație fizică, el merge dimineața, descui și intră. Și la vreo 2-3 curs, cum am spus, o să facem vreo 5 și haideți să încercăm varianta, să vedem, o să se distrugă și le urmă, el îl monitorizăm timp de o lună de zile, vedem ce se întâmplă. Dar dacă puneți o persoană care e în echipă și joacă, chiar două persoane care joacă din echipă și îi faceți responsabil pe teren, o să vedeți că o să fie mult mai bine. Noi chiar am lăsat-o la vecin. Pe cum dacă găsesc urmăie, următoarea, nu știu ce eu. Așa, dar nu știu ce eu. Nu. Se descurcă. Bun, deci, căutăm ceva. Hai. Nu, nu, nu. 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 S-ar face ce v-ați scris aici și să păstreze. Aș mai avea o rugăminte aici, de tot de la Năpădărie. Când mai scoate mezierea prin șanturi, la tot mânul ăsta, tot timpul se pune tot pe imalul care îi coge înapoi, tot așa. Trebuie scoate margină. Vine cu utilaj, cu tractor, cu cupă, încărcat și dus. Acolo unde este teren agricol, noi îl dăm de obicei, cât se nervează, el devine îngrășământ, de-aia l-am dat. Sunt eu nu-l lăsăm de asfalt. Sunt morți pe foarte multe zone în imalul foarte abrupt, tipul slând în primalul. Și dacă mă spune, duce înapoi. Și nu că am zis, da, până la urmă. Deci ar trebui cât de cât, încercat, nu știu. Văd undeva, nu trebuie poziționat. Să știa, ce Că s-a spart capacul la fosă, v-am zis, o lună de zile v-am solicitat. Domnul... Dar domnul director, da, asta vreau când ajungem la rectificarea de proces. Gardul de la Tufești. Ascultați-vă bine un pic. Un pic, lăsați spuneți. Gardul la Tufești a dus cărată ca după război. M-ați ajutat cu leapul de alea, am prins băieții de azi, mâine, se apucă și rezolvă acolo cât se poate, când nu o să faceți dumneavoastră gardul acolo, nu ați promis. Da, așa a spus, o să facem. Noi reparăm. Reparăm, nu facem altceva. Așa. Și la fosa aia trebuie efectiv patru țăruși și patru plase, atât. Da, nu, am nu înțeles. Doamna director. Da, nu sări... mă mai acuzați pe mine că eu distrug realizările dumneavoastră cu fosa. Fosa aia e de proastă calitate, un plastic bine nu s-a întâmplat în norocirii, cea mai ieftină fosă care s-a luat. S-a călcat un copil acolo și... Dar cât o costă anume de așa de ieftin? Eu am zis că toată 40 de metri de container o costă 72.000 de euro. Asta e prețul, puteți să-l verificați, domnul Șanoacem. Domnul director... Eu am văzut prețul fi, dar nu discut despre asta. Corect, am înțeles. Domnul director... Am zis că trebuie să luăm măsuri și să nu se întâmplă tragedie, atât. Ajungem la capitolul rectificare de buget. Stați un pic, că o să ajungem la și eu mi-am luat din contabilitate banii pe care au fost repartizați fiecare școli cu personalitate juridică. Și ajungem acolo. Deci, la școli s-a repartizat la începutul anului 444.000 de lei plus, prin rectificarea de acum, 72.000 de lei, da? Astfel a primit scânteia. În prima fază a primit 265.000 de lei plus 43.000 de lei, iar dumneavoastră la Bădești ați primit 179.000 de lei plus 29.000 de lei. Deci 208.000 de lei, domnule director. Asta înseamnă 2.080.000. Și-ți destinați pentru ceva anume? Doar pentru școală la funcționare.
Deci nu altceva. Domnule director, aș vrea să vă spun în felul următor. Noi v-am predat asta. Deci sunt bani. Școala Borosești, v-am spus să nu investiți un leu. Acolo va fi construită școală nouă. Deci nu aveți să vă agățați. Dar lăsați-mă un pic. Școala lui Carateș, v-am spus să nu investiți un leu anul ăsta. Deci nu aveți nimic. Așa, acolo așa. Vă rămas. Ce școală v-a mai rămas să-i faceți? Dacă ați făcut investiția asta uriașă, să o faceți până la capăt. Nu? Dar noi am făcut-o. De ce nu s-a stricat acel capac la Tufeștii de sus? De ce nu s-a stricat acel capac? Dar mă rog, nu a fost la Borosești, ne-am racordat direct în fosa mare. La Bodești a stricat el. Nu l-ați stricat dumneavoastră, dar l-ați semnat un proces verbal de predare primire, în care dumneavoastră trebuie să-l administrați, domnule director. Haideți să nu mai aruncăm, să-mi dea primăria două scânduri, să-mi dea primăria doi saci de ciment, să-mi dea primăria când dumneavoastră aveți pe cheltuieli materiale 208.000 de lei, 2 miliarde 80. Dar nu asta este problema, fiecare este cu bucățica lui. Domnul primar, de bine iară de la ședință și nu ridic. Nu ridic tot. Vă rog foarte frumos. Dar tot timpul discuția la diverse sau la punctul 10, la rectificarea materialului. Dar nu-i să explicăm ce e cu capacul. Spuneți. E realitatea? Acolo este chiar cale de acces a elevilor. Nu de parte, pe acolo vin cei mai mulți. Și chiar eu l-am găsit, dar după aceea. Eram cu noi toți ei și mi-am mers ce acolo. Vin să fac o scragul asta, chiar capacul, dar de-o parte s-o strica filele. Și am pus acum un decar de lemn, un, cum se cheamă, de lemn de la... Un palet. Un palet de lemn, deasupra lemnare, de tot. Am găsit. Dar la dreptate. Un țar. Și patru. Pentru că sunt câțiva populari din ăștia foarte. Foarte obrantici. Care sunt satii deasupra, dar dacă se pune asta deasupra, din asta, la Tufești, este foarte bine, pentru că la din spate e școli. Aici este chiar pe calea de acces, chiar pe calea de acces. Problema domnului director, nu sunt cel de director, secret că dumneavoastră ați fost asistent director și ați avut niște sume de bani, cum am avut și eu și școala Borosești. Din sumele de bani care se alocă, se alocă special pentru asemenea cheltuieli. Un domnul director Lipșa de la Bădă, parte din banii care sunt, să cumpere niște materiale, că sunt la așa, și să pună oamenii servici să-l facă, să nu... Trebuie să vină primăria, care are atâtea și atâtea alte probleme. Deci nu e o mare greutate dacă nu erau bani, corect, aș fi zis. Dar sunt început de an, sunt o grămadă de bani și trebuie cheltuiți. Și puteți lua să, faci, să facă exact ceea ce trebuie acolo și cum consideră dumnealui că nu reprezintă un pericol pe viitor. Și nu numai asta, și alte cheltuieli care poate să le facă și școala are, nu să ai nevoie. Nu trebuie să ceară consimțământul nimănui, decât Consiliul de Administrație, ce anume vrea să cheltuiască. Și sunt bani și cheltuiți-i domn director, pentru că sunt bani. Și dumneavoastră sunteți ordonator terțiar și puteți folosi aceste sume de bani. Ca veni la primărie, faceți semea aia, dați-mi doi saci, ducem niște lemne, faceți putare. Eu sunt chestiuni care, da, primăria n-ar avea ce face, am zice, dar au și treburile lor. Deocamdată. Domnul director vrea să fie o divane cu parte educativă și administrativ cere... Nu. De regulă, un director adjunct se ocupă de administrativ și așa mai departe, dar nu întrunim condițiile ca să avem așa ceva. Când se vor întruni condiții, ăla o să facă exact ce e ce cu sumele de bani. Dar până atunci... Eu noi vreau care... o chestiune de principiu, când face investiții de asemenea învățură, să o finalizez, ca să-i trebuie... Domnul director, în proiectul ăla, așa a fost prevăzut, ca acest... Proiectul a fost greșit. Ca să facă proiectul cu de toate, cum vede cineva, e un venit două săptămâni înainte de asta, așa au găurit toți pereții școlii și au făcut exerciții tehnică să vadă dacă poate să facă construcția alăturată. Bun, ochi au trebuit două. Să va face o școală și acolo ca la Borosești. Nu am nicio problemă, foarte bine să-ți facă. Da, dar am neapărat. Dar am zis că dumneavoastră sunteți să fiu un popor, uite aici. Haideți să luăm pietrele ședinței. Mai spune cineva și altceva. Luați un lemn de conducere care înseamnă să vă ocupați și de problemele astea. Eu mă ocup, dar... Nu, nu! O școală asta e o chestiune simplă, domnule. Nu înseamnă... Școala poate confundați și îmi pare rău că vă spun asta. Spuneți, da. Școala nu e întreprindere economică. Școala înseamnă o sumă de inteligență, o sumă de oameni, da? Și o sumă de valori asumate, în primul rând. Cum spunea cineva, nu înseamnă zidul neapărat.
Un manager, așa cum se cer chestiunile prin legea învățământului, trebuie să știe și de asemenea chestiuni să ia... Domnul Iftimi, domnul director, putem le lua o ședință? Punctul 4. Proiectul de hotărâre Consiliului Local numărul 12 din 24/2/2023 privind alegerea președintelui de ședință ale Consiliului Local al Comunei Scânteia, județul Iași, semestrul 2 al anului 2023. În semestrul 2 anului 2023, dat fiind faptul că ultimul a fost de la USR, înseamnă PNL, urmează după aceea PSD și noi propunem pe Bartolomei Viorel. N-ați fost până acum. Nu. Ei, dacă... Dacă tu punem la vot. La proiectul numărul 5, este un proiect comun, mai multe ne luăm fiecare în parte și cu cetățeni de oroare sau ne dau un Sunt discuții. Deci avem proiectul numărul 5, proiectul numărul 6, proiectul numărul 7, cetățeanul de onoare al Comunei Scânteia, județul Iași, următorilor... Post-mortem. Personalități ale Comunei Scânteia, ce anul Comunei Scânteia. Domnul Valentin Silvestru, scriitor, tot post-mortem. Domnul profesor dr. Petre Brânzei, tot post-mortem. Radu Voinescu, domnul dirijorul nostru. Dirijor, domnul Radu Voinescu, Rudolf Wagner. Da. Așa. Domnul profesor Nicolae Pușcașu. Nu sunt probleme. Aici domnul secretar l-a întocmit pentru că a trebuit făcut câte un referat și un laudatio și l-a făcut foarte bine cu date informative, adică cu date asupra acestor persoane. La fiecare persoană. Da, la fiecare. Mâine, vă rog frumos, pentru am înțeles doamna Silvica, că o să primiți dumneavoastră, pentru că va trebui aceste, mă rog, rachete care o să le primească, să fie câte o rudă, doamna Ana s-a ocupat-o la rudă Wagner. Vinifiu. Vinifiu, uite, foarte bine, pentru că va fi într-un cadru, eu știu, de sărbătoare, să mânăm aceste... titlul plachete și titlul de cetățean de onoare al Comunei Scânteia. Și probabil, părerea mea, că o să vină și această carte de onoare a Comunei, în care ei și-a șugat fiecare să, câteva cuvinte să consemneze. Vom lăsa o pagină, prima pagină, să vedem cum o numim noi pe această carte și aia va fi predată de acum să stea în sertarul primarului sau în biroul primarului și când va veni o personalitate să consemneze. Și vor urma toate consemnările a personalităților. Aici este acolo sus. În regulament, scris la cetățeni de onoare, trebuie să vedem un pom, un copac. Da? Ce copaci? Că-i cu bandelă. Pentru că sunt și trocații acum, ar trebui în... Gândiți-vă la ce copac, vă zic.
Sejoară? Sau prin imagine lui. Dar nu prin imagine, că poți să-i poți planta în curtea unei instituții, dar o grădiniță, o școală, nu e aparat prin imagine. Să vă și pun eu, mă rog. Aia e personalitate. Da, aia e personalitate. Dar la prezentul la grădiniță, nu e aparat. Trebuie că plecă. Dar e fel la urmă, școală, la grădiniță, la chei. Deci ce am obiectat? Sau că uite, îmi florești, are și coronamentul frumos. Așa, din programul de anul trecut s-au mai uscat, dar trebuie pus altul. Mai rămas, mai sunt la... Deci avem alte idei? Nu. Tu vrei în locul de acolo. Ține pentru, sunt potriv, ține unanimitate. Avem 5 cetățeni de mari. Cu școala de la Bolosești, după ce s-a discutat proiectul respectiv. Două săptămâni și-au făcut ridicarea topo, acolo, exact cu clădirile existente, metru cu metru. Da. Am întrebat... Ca amplasament al ei? Păi, nu, am vorbit cu arhitecta, că ea are termen peste maxim o lună de zile, spunea că după Paști va fi ultima ședință publică în care ne dă soluția. Efectiv, cum va fi amplasată, care va fi proiectul final, ca asta, după această ședință publică, ei scot la licitație execuția. Da, da. Da. Eu de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că, ca idee și ca propunere, din două săli de clasă, trei dacă vreți, atât să rămână consolidate, este consolidată școala. Ca o viitoare sală de sport, dacă ei nu fac așa ceva. Pentru că a fost o sală de sport la noi, din două săli de clasă și a fost minunată pentru grupul de copii, școala noastră. Oricum, domn profesor, nu cred că se poate, pentru că ce spune regulamentul ISO? Spune clar ce distanță ca să-ți dea avizul 9 metri. Deci noi unde am amplasat? Anexa școlii. Nu există. Ea are expertiză de demolare. Nu există să o accepte și să mai adreseze cineva. După aia vom face un teren. Eu m-am gândit și m-am propus și domnul director. Acolo vom face, după ce vom amenaja curtea, un teren sintetic, dacă vreți, tip balon, care scânul costă enorm, să avem un teren sintetic tip balon în care și copiii iarna să stea, dar nu avem cum să mai păstrăm acea clădire. Dacă tot să face o școală asemenea modernă, ar trebui și o săriță în interior pe tip de nefavorabil. Este sala de festivități care are 150 de metri pătrați. Este. Doar supra problemă cu arhitecta. Să fie o oră de educație fizică. Dacă o să facă 8 săli de clasă, așa cum i-a fost și domnului Sergiu și dumneavoastră mi-a dat dreptate, nu au cum să intre copiii într-o școală modernă să învețe în continuare din două schimburi. Adică este absurd la o asemenea investiție. Domnule director, asta e standardul. Faceți ascult. Banca Mondială, 5 milioane de euro fiecare. La sala aia de mese, domnul director, știți că e mare. De acolo se poate rupe, plus dintr-o altă să mai facă încă 200 de clase. Și cu cele 4 care sunt, ar fi 6 și tot ar fi ceva. Ascultați-mă și pe mine un pic. Ați propus 8 săli de clasă în condițiile în care anul ăsta școlar, dumneavoastră aveți la primar 32 de copii în 5 clase. Despre ce vorbim, domnule director? V-a luat un post de învățător? Domnule director, haideți să fim cu picioarele pe pământ. Va trebui să aducem copii de unde? Dacă se închid celelalte școli, o să învăț acolo. Vreți să învăț în continuare două schimburi? Că asta e de ce nu să nu... Luni Caragheșul se închide, se face. Nu. Gimnaziu să vină dimineața și ceilalți... De ce susțineți dumneavoastră ca domnul învățător să nu vină de la ora 12 să aibă toate condițiile? Pentru celelalte clase de gimnaziu termin la ora 3, nu au cum să vină la ora 12 și acum încep la ora 2. Ăsta e programul normal. Cerim o sală, hai să facem o investiție imensă care după aia să-i trezim. Nu putem întreține. Ascultați-mă, legea învățământului actuală și probabil și asta ce va veni, prioritatea au clasele mici să învețe dimineața, dar la noi, la Scânteia și în alte... Păi simplu, da, dar vreau să zic. Noi găsim așa niște artificii. Așa, artificii pentru că nu era altă soluție, că-s profesor navetiști. Dar mă gândesc că în 6 săli de clase, pentru că vor fi niște simultane, ar fi poate de ajuns să se rupe din sala de mese. Că cine le asigură masa, că ar fi sute de copii la Borosești, ne-ai duce, bă, două schimburi trebuie să mănânce.
Ori câțiva copii și cine știe când guvernul alocă sume de bani pentru masă caldă la... Și atunci din sala aia de mese foarte mare și din spațiul ăla care este holul ăla așa, se poate rupe și croi o sală de clasă pentru 15 copii, care n-ar însemna să fie de 100 de metri pătrați, 80 și ceva, că funcționează acum în 50 de metri pătrați, 20 de copii și destul de confortabil. Dar cu o sală de clasă cu 60-70 de metri pătrați, se poate rupe din cele două mari, adică să dați sugestia. Da, pentru că... deci noi trebuie să facem ceva pentru a crește numărul de copii. La noi, de la an la an, de la an la an, ne scade numărul de copii, fraților. Eu când mi-au spus că la Borosești, în ăsta învățământul ăsta primar, 32 de copii în 5 clase, dumneavoastră mă strânge în spate. Pentru că ei preferă, da, tot ce înseamnă de a ne-a pus noi indicatorul, vin majoritatea duc la Scânteia. Ce să facem? Asta e o realitate. Da, noi am aprobat și am făcut mărirea. Deci limita dintre Borosești și Modești era cărarea Focșăștii. De acolo încolo, noi am dus-o, tot când aprobarea Consiliului Local la propunerea primarului, am dus-o undeva de la Radu Daraban. Oi, se poate reveni în coace, au grădiniță modernă, au școală modernă, nu au motive să spună, hai la Scânteia, că nu știu ce. La Scânteia au învățat 28 de copii la grădiniță într-o sală de 25 metri pătrați. Și la Borosești, la 2 km, au fost 13, da? Însă mult mai mare. Asta e realitatea. Dar ce vreți să faceți? Știți de ce? Asta, pentru că a fost grădinița neconform. Pentru că inspectoratul și-a făcut treaba, asta este clar, au încălcat legea, maxim erau 20, cu 13 primi dat. Dar nu pui după o pandemie, da? 28 de copii. 28 de copii la 28 de metri pătrați înseamnă un metru pătrat pe copil. Da. Cât are un pui într-o, domnule, într-o pescătorie la sol. Știți fenomenul din oraș, da? El stă la Ciurea, da, stă la Dubrava și își duce copilul la școala 11. Domnule director, nu poți opri cu părintele, să nu-l poți forța. Eu nu am obligat copilul. Noi o să-și dea seama că asta nu este învățământ de calitate, că un om stă într-o sală de clasă cu 28 de persoane, dintre care 3-4 cu CES. Da? Asta este clar. Și orice cap de psihologie și pedagogie vă spune același lucru. Da. Dar vorbim despre circunscripții școlare, așa se vorbește și în regulament. Da? Domnul director, asta, transferul așa scolar. Este ce spuneți copiii cu CES. Dar vedeți dumneavoastră că e dată lege ca acești copii să fie aduși se în comunitatea dar statul n-a intervenit da. Cu ce trebuia 6% din produs intern brut pentru școală, ca să fie... Și azi un copil din efectivul obligatoriu al clasei, asta este legea. Da? Scrie nebunea, dar vă și arăt. Nu. Deci numai calitate nu a fost asta. În municipiul Iași sunt clase cu 30 de copii, 30 de copii, când legea acum spune că... Când o să introduce valoarea standardizată, o să vadă exact care e adevărul. Dar noi, ca Consiliul, putem interveni? Ce copii? Eu am spus așa, că am o instituție. Nu mai poți să forțezi copiii, poți să-i spui la pădurii să-l ascultezi, să-l ascultezi, să-l folosești. Nu. Asta e un problem. Deci, ce unii simte... Adică, cum, dacă 0% de copii în noi spăcioața, ai voie să-i primești, bă? Mai poate, mai submergeți clasă. Unii să-i spune. Nu poți să vedeți așa, nu poți să-i inventezi. Domnul Bancu, trebuie să respecti, în primul rând, domiciliul părintelui. Nu, da, să spuneam. Dacă el figurează pe Borosești, nu știu pe Borosești, dar figurează pe Scânteia, pe Scânteia. Dacă spațiul cu permite, se creează... Dar Scânteia, dar nu se suplimentează grădinița cu o clasă. De exemplu, sunt mai mulți copii, dar de grădinițe. Unde se faci sala aia? În școală, nu... Unde se faci sala aia? Nu ai nici pentru ăștia mai. Stați un pic așa, a spus că fiecare își place la domiciliu, da? Pentru că se facă alte facilor. Părintele vrea să-l aduc, are unul la Scânteia și vrea. Am avut discuții cu ei. Păi cum o să-l ceva? Nu știu ce aici am luat carate și eu. Cum aveți dumneavoastră? Nu, am luat carate și cred că mi-a luat la școală la Borosești. Dar nu vreau discuții. Corect. Nu am ce vreau mult la Scânteia. La Scânteia trebuie să ne întoarce un mai mic la clasă. Vorbim de două persoane, doi profesori la clasă și așa mai departe. Da.
foarte bine, dar trebuie unii anodat blocatea satul respectiv, dar ce oare anodat... Știi de ce să faci sără din clasă 70 de metri și în Banca Mondială? Nu mai știu, ce vorbim. Pentru că dacă ai un copil cu ce, să-i faci un colț acolo, un paravan, copilul, dacă a devenit agitat, stă unul dintre cei doi profesori. Asta este metodologie și în Finlanda, și în Danemarca, și peste tot. Nu se face paravan. Se fac lecții speciale cu acei copii de către, dar mai este prevăzut în lege, dar mă, nu le-au dat nici logoped, nici psiholog, era psiholog la Scânteia cu grad și încă ne-a plătit de Consiliul Județean. Ori ar fi trebuit ca la școlile astea, dacă sunt atâția copii cu CES veniți și integrați, ar trebui să fie și persoană calificată pentru așa ceva. Vă spună, domnul Bicicu, vă spun o doamnă mici, ce se întâmplă când transportul copiii la protecția. Dar la diversa. Problema de Da. Timpul îi rezolvă și o vedea. Mi s-ar face școala. Acum că după aia ne-am adaptat. Trecem la punctul. Iar domnul primar, aveți menirea următoare. Dumneavoastră, vicile primare, el nu se uită la mine. Mai bateți seara prin geam la unii, la alții, tineri. Dați-i bătăi, băieți, că vă dăm ajutor social, vă dăm educația. Terminați ședința de asemenea de tineri. Dar sunt chiați și băieți. Tineri sunt chiați și băieți. Tineri sunt chiați și băieți. Nu, înțeleg. Vă un ciocan de unii trebuie, dar vedeți la instanța trebuie. Așa, așa, domnul. Trecem la punctul 10. Proiectul de hotărâre al Consiliului Local numărul 19 din 23.03.2023 privind validarea dispoziției primarului Comunei Scânteia, județul Iași, numărul 54 din 23.03.2023 privind modificarea bugetului local al Comunei Scânteia, județul Iași, în anul 2023. Hai să vă spun un singur chestie. Domnul primarul a luat bani în primăria Scânteia și o dus acasă. La? Doamna contabilă șefă, noi pentru nu a spus că nu mai vine, avea ceva de făcut deschiderile pentru trimestrul ăsta, a încheiat trimestrul întâi. Practic s-a primit, cum vă spuneam și spuneam și domnul director de la Modești, 72.000 pentru școli din finanțarea per elev, de cei merg direct la școli și s-au împărțit. Din câte văd eu, 72.000 ăștia s-au împărțit, 43.000 la școala Scânteia și 29.000 la școala Bodești. Sunt cheltuieli materiale pentru trimestrul 3. Deci s-au dat, au venit, s-au dat, cum au venit, așa s-au repartizat în contabilitatea școlilor. Și am mai primit, cum știți, 13.000. Noi am votat acel... de la Consiliul Județean, acel contract de colaborare cu zilele cu acest eveniment Scânteia 600. Deja Consiliul Județean a avut rapid și ei hotărârea din Consiliul Județean, ne-a repartizat suma de 13.000. Noi deja până mâine trebuie să o cheltuim pe componentele care le-au pus în contractul de colaborare și pe nota informativă care a dat-o doamna Ana. Și practic aici rectificăm, care s-au dus direct la cultură. Astea sunt sumele care s-au făcut prin dispoziții și acum noi le trecem prin hotărârea din Consiliul Local. De acord. Da? La vot? Domnul, de acord. Erau mai bine. Avem întrebări de care mai are... Sunt consumate.